Neața lumei a ieșit Bliciu și ce șmecher e, se bate echipa lui Yuhabaha versus echipa regelui, adică Scoat Zero Mamă, și ce bătaie e șmecheră, dar ajungem noi și acolo, mai întâi să începem cu începutul. Adică cu ceva flashback din ăsta din trecut, de când Yuhabaha vorbea cu băiatul ăsta de la squad 0 și ăsta îi zice, bă, fii atent, facem un pact ca să trăim cu toți în pace în aceste trei lumi, pentru că e Soul Society, lumea oamenilor și Mundo Și ăsta a venit cu pactul între Soul Society și League 3. Și atunci Soul Society tip, trebuie să aibă grijă de oameni și ăsta e să-și vadă de imperiul lui. Și ei nu o să se bage, adică Shinigami, peste bunificarea quincy de către Lich Treci. O să facă Uhabaha ce vrea cu ei. N-avea de ce să refuzi. Pe de altă parte, Uhabaha zice, bă, tu crezi că mă păcălești, mă? Crezi că pun botul la vrăjeala ta? Lasă-mă să te întreb asta. Lumea odată a fost una. Cine a pus aceste bariere între pacea eternă separând viața și moartea? Păi, uh, Soul King. Ok. Cine a adus frica de moarte oamenilor? Păi tot Soul King. Și având abilitatea asta cu cei care mureau, știi, venea puterea înapoi la el, el știa frica de moarte pe care au simțit-o sufletele ce se întorceau la el. Și el vrea să facă lumea tot una cum a fost înainte, nu-i place, cum e lumea acum. Și zice Habaha numele, ăsta se supără, zice, băi, nu mai zi numele că te sparg. Zimă une în aceste trei luni poți să găsești pace. Și aici Habah avea patru ochi sau doi ochi și acele jumătăți mai fac unul și are trei ochi. cum vrei. <laughs> Îl atacă ăștia pe aici, vede, nu-i pasă. Și după aia scoate niște ochi din palmă. Și arată lui Habaha exact imaginile acelea pe care le-a văzut Ichigo atunci când a întrena. Și zice, bă, ce e asta, asta? e Soul king -ul. Noi, împreună cu Soul King, menținem această lume. Noi, adică ei, Scoat Zero. Bă, pe mie nu -mi place lumea asta, mă. Și se duce, le ia pe de mână și zice, tu crede mă, că poți să mă omor pe mine cu mâna aia, mă? Pentru că Scoat Zero e făcută din mâinile și picioarele lui Soul King. Că de asta Soul King nu le mai are. Și asta zice că mâna tatălui meu nu e nimic mai mult decât un sacrificiu pentru copilul lui. Poate să dea viață, dar nu poate să o ia. Ei bine, îi zice Borbosu. Nu-mi place despre ochii tăi. Așa că o să-ți iau. Și ea. Ia. Ei zice că ochii lui o să fie închiși pe vecie și să nu mai deschidă până în ziua în care moare. Și a plecat și așa a rămas. După aia Yohabaha vorbea aici singur și zice, bă, mai bine că mi-a luat ochea, okay Soul King, tată, ai devenit nimic mai mult decât un corp inutil. Nu faci nimic, ești degeaba. Lasă că-ți dau eu un nou scop în viață. <laughs> și acum revenim în prezent, numai ce urca să sus la Palatul Regal. Ashwald se apleacă aici puțin, îi zice lui Habaha îți simt durerea maestate. Între timp Yohabaha, ce durere mă pleacă de aici, crezi că am ceva sentimente pentru ăștia? Nimic. Hai să mergem să distrugem această lume și să facem un anul de pace cu mâinile noastre. Bineînțeles. Da asta cu un amol pe jos, ies niște soldați de la Yuhabaha și apare tipa asta șmecheră, care seamănă cu tipa aia din Avatar. Nu mai știu cum o cheamă, dar o știți care ați văzut-o. Și apoi ne bagă opening-ul pe la minutul 4. După opening apare tipa asta și zice: "Bă, cum o să vă duceți la palatul regal fără mine, mă? Se uită aici gola și zice: "Bă, ce faci voi aici? Ce cu tine aici? Am venit să-i bat pe Queen's aia Bă, știi că e periculos, ne mergem noi, bla bla bla. Da, mă, las că știu vin și eu. Okay. hai, urcă în căruță. Scot ăștia racheta, zici că e racheta la cum a ieșit. 3 2 1 și dă drumul și zboară ca o rachetă. Și aparent bătălia cea mai șmecheră acum se va ține sus. Ai alții au mai rămas să se bată pe aici, da, cui mai pasă despre ei. Tipul asta se uită la Yohabaha și zice: "Amice, a trecut mult timp de când nu te-am mai văzut. Cum adică ai intrat așa neinvitat în palat? Se pare că după ce l-ai bătut pe Genjiu sai, te cam luat lumea în cap. <laughs> la propriu chiar și la lumea în cap. Și începe ăștia să se bată, plebi. Dar aparent plebii lu Squad Zero mai bun decât plebi lui Yohabaha, că îi sparge imediat. Și după aia ăștia voiau să-l atace, dar nu poți apropie de el. Tot mergeau așa încerc pe lângă el. Ce să fie, ce să fie, era plebul ăsta. O teștoare, două limbi. Mai ți-a dintre piesa lui Alvarez cu limbile? Ia, ăsta e, el e, Ele. Aparent ele vântul și poate să-mi doai orice. Încearcă ăștia să-l atace din spate, dar degeaba nu merge. Căci că obiceiul lui e prost îi să nu explice bine abilitatea lui. Că el a zis că poate să-mi orice atac pe care îl vede. Pe nu i-a văzut și tot i-a Bă, și i de la dragi, că îi tai de tot aici. Tipul asta îi zice, la mă că și eu am un obicei prost. Și ea fiind cea mai mare cusătoare ever, băi, coase haina ăsta. Și obiceiul ei prostie, nu că ea cusut haina lui asta, căci că și-a uitat acele în haină, ace care bineînțeles ies prin el. Marea cusătoare se înjuma rușutara. Între timp în racheta spre Soul King, băiatul ăsta zice: "Bă, dar ce luptă incredibilă. Eu am crezut că o să câștige și nigam, Eu nu știu ce naiba faceți." Și a întreabă: "Bă, dar zine și nouă că tu tot ai zis că știi despre palatul legal, zine și nouă cum este." "Bă, nu știu că n-am fost acolo." <laughs> și atunci, de ce te-a mai luat, mă? Bă, dacă ăștia se duc la palatul regal, e clar că ținta lor e Soul King. Soul King care e un fel de zeu care domină peste cele trei lumi, Soul Society, lumea oamenilor și Huecomundo. E păi, zeu, mă? Păi și Iuhaba ăsta ce vrea să facă? Vrea să devină zeu? Deși Ichigo a zis, băi, eu când m-am antrenat acolo, am văzut niște imagini și Soul King ăsta ar trebui să fie efectiv fundația acestor lumi. Nu știu dacă poți să-l înlocuiești. Dar ce contează, indiferent ce mergem și batem, bineînțeles. Și după aceea începe Rihme să zică, bă, mai țineți minte când am fost să salvăm pe Kuchiki, când ce era doar o mâță și da era cu noi. Bune vremuri, da. Crezi că da se va mai întoarce cu noi? Bineînțeles, zice Ichigo. După ce bate Yuhabaha, îl batem pe Iuhabaha, al batem și pe ăsta. <laughs> Încă un personaj care se duce după un personaj cu părul brunet. Acum că ăla lui Haba a murit cuvântul, îi zice tipa asta, bă, se pare că te putem atinge în sfârșit. Și scoate asta gărzile regale. De asta ziceam la început că se bată ăștia versus Squad Zero. Să fie super interesantă bătălia. Și aici arată pe fiecare, Sten Ritter X, Lille Baro, Sten Ritter Q, o să zicem doar Perindac, cel al nume e mai agresiv. Bineînțeles, Aizen, ceea ce ar fi viața fără Aizen. Băiatul ăsta de zici că ceva Valkyrie și chiar este M, Gerard Valkyrie. Și are scut și sabe, arată într-un fel la Capitan America așa. Și Stare înspre tipa aia, îi taie arma și asta sumonează un mare samurai. Bine, samurai fără sabie. Și ăsta al mic, mă, din spate de aici, pe care nu ne l-a arătat, nu știm ce e ăsta, își dă ceva magie și îl face pe ăsta, din cât de mare era, îl face gem. L-a făcut praf. După aia ăsta scoate un Dita mai AVPU pentru că, na, cam trebuia să te ducă la gândul că băiatul are sniper, că uite-te la ochiul lui, e fix țintă din aia. Și pune ținta pe ea și trage fix în cap. Și de aici titlul, prea devreme ca să câștigi, prea târziu ca să știi. Și e, e pentru ambele părți, pentru că eu acum când am văzut bucata asta zic, ai, ok, de la squad zero. E credeau că o să câștige, dar n-a a fost prea târziu să-și dea seama că nu o să câștigi. Da, cred că s-ar putea să fie pe partea lui Habaha, vedem. Pentru că aici a tras fraierul direct în cabla asta, i-a luat efectiv o bucată din cap și gata, jos mort. După aia ăla mic o face ce mă, asta e tot ce poate să facă Squad 0. Începe să tragă cu snipe în toate locațiile lor și în timp ce cădeau asta să dăstrame, de fapt erau niște cortine. Erau fake. Și <gână> zice tip asta, nicăi vie, n-a murit. ce bă, ăsta e un palat regal fals. Adevăratul palat e sus aici, la bărbosul ăsta. Și a încercat ăsta să se tragă în el, dar nu merge, că e plin de copaci pe aici. Se pare că tipa care face de mâncare i-a prins pe într-o cușcă și nici numai câta cușcă. Ni, bă, ce asta? Fir ar să fie. Apare nu se distruge nici dacă trag de mai multe ori în același loc. Și începe tipa asta se explice că ea manipulă. În mâncarea manipulează efectiv viața și ingredientele ei vin direct din presiunea ei spirituală. Și acum gloanțele lui care sunt făcute din rei și concentrat sunt exact mâncare pentru copăcii ei. Deci cu cât tragi mai mult, cu atât ăștia o să crească mai repede. Și apoi vine băiatul șmecher care zice bună ziua băieților, demonul de la Hot Springs, Enjiro Kirinji, acesta sunt eu. Și ce se prezinte pe rând fiecare, tipa care coasă, tipa care gătește și apoi vine el. The number one Zampacto creator Băiatul super smaker, O Ețu Așa-l cheamă pe el Zice aici începe adevărata bătălia lui Squad Zero Sare fake Capitan America pe el Se ferește ăsta Îi zice Bă ce bine că te-ai ferit Dar următorul meu atac te va distruge Las Las Acum e rândul meu să te atac Și gata mort Instant Bă instant dintr-o bucată Mort Apare sabia lui Taie cu o singură lovitură Ăsta cu sniperul zice Nu bă nu E vrăjoală N-are cum sabia ta să taie atât de bine Îți zic eu Și începe asta să tragă în el Dar asta în împarte atacul în două cu sabia E ca exact ca la faza aia cu glonțul. Și după aia sare pe el, bă, dar instant. Îi taie arma și îl taie și pe el. După aia pe ăla mic, de a făcut pe ăștia gem. Instant sare pe el și după aia și la fake eisen. Deci dintr-o dată ăsta au scos patru singuri. Și că sabia asta lui, de fapt, nu-i bună. Nu-i bună în sensul că este atât de ascuțită încât taie orice și nici nu se strică niciodată. Îți dai seama, tu ca fierar dacă ai o sabie care nu se strică niciodată, care mai e scopul tău, că nu mai poți să o repar niciodată, nici să faci alta. Plus că nu poate să creeze o teac. N-ai un ce să o bagi, că taie tot. Și de a o ține în acvariul Din moment ce e atât de agresivă, n-a putut să o jos la să că na, mă bucur că ați venit la aparatul regal pentru că acum mai pot să folosești și o sabia asta ca așa ar avea ce să fac cu ea. După aia eu habaha iau un din ăsta, ce fi ăsta și l aruncă. l aruncă din cușcă și se teleportează acolo. Ăsta e Ichibe zice ni, bă, la eu habaha și nu? Ai putut să ieși din cap care? Și îi zice eu habaha lui ăsta, bă, Ichibe, nu mă las să trec. Între timp Ichibe zice, bă, am zis să nu mai zici numele. Și așa se termină episodul. Normal. Dar că celălalt episod o să aibă 40 de minute. O să fie două episoade băgate într un Super șmecher. La final avem această poezie. The future Pitch Black Upside Down. O să înțelegem când o să vină celălalt episod care e faza, episod care se numește The Master, episodul 25. Să dai seama, am 40 de minute de bătaie între ăștia, o să fie destul de interesant, abia aștept să văd. Sper că v-a plăcut acest episod, până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, nu uitați să băgați un like și un comentariu că ne foarte mult cine au de mâine cu un nou clip.